V-ați gândit vreodată că se poate dormi într-un butoi de vin? Nu e glumă pentru cei cărora le place această băutură, ci o ofertă de cazare reală în Munții Apuseni, România. Iar în Danemarca se poate dormi în cutii de bere. Acestea sunt situate lângă lacul danez Skanderborg doar în luna august a fiecărui an, când are loc un festival muzical. Lista cu hoteluri ciudate continuă cu butoaiele uriașe de petrol vopsite în portocaliu din Olanda. Ele au 4,25 metri în diametru și plutesc pur și simplu pe canal. În Chile te poți odihni în formațiuni vulcanice. Numit Muntele Vrăjit, acest hotel mai are o cascadă pe una dintre laturi și este localizat undeva la marginea pădurii ciliene. Un hotel ciudat este pus la dispoziția turiștilor în Suedia. Aici toate camerele sunt situate în copaci. Este deschis pe parcursul întregului an și, apropo, are și o saună, tot în copac. Trăiește ca un hamster în Franța. Aici bei cu limba ca animalele și ai și o iesle din care să mănânci, iar atracția este roata metalică de 2 metri care se învârte ca una reală. Iar în Mexic poți locui în scoică. Ușa de la intrare este la gura cochiliei. Toate obiectele sunt fie decorate cu scoici, fie au formă de scoică și doar ventilatorul este asamblat din coral. Continuăm tematica marină cu un hotel din SUA numit după Jules Verne pentru a-l onora pentru capodopera 20.000 de leghe sub mări. Designul interior este retrofuturist cu tot felul de gadgeturi din anii 80-90, toate acestea la fundul mării. Ieșim din apă pentru a vă arăta un hotel situat la 41 de metri deasupra nivelului mării, cei drept în mijlocul Oceanului Atlantic. Atenție, nu este pentru cei slabi de inimă sau pentru cei care se tem de înălțime.